Bă, v-am pus. Să alegeți, reacție sau story time. Și toți au ținut buit în story time. Mie v-am pus și ieri. Vreți să fac un storytime cum am închiriat o casă și l să Și a spus da, foarte mulți. Bun, totul începe cam așa. Era o zi de vară, nu știu, iulie, ceva de genul. Și eu cu prietenii mei avem obiceiul să închiriem case și să dăm petreceri. Bă, unele ies foarte frumos, altele e dezastru. Dezastru cum complet. Mă, frate, și nu n-aveam niciun chef. N-aveam niciun chef, pentru că știu de cele mai multe ori că ăștia fac dezastru și n-am încredere în ei și n -am. Eu sunt o persoană mai calculată, mai morală. Rar să fac eu pe nebun. Se întâmplă și asta, dar foarte rar. Bine, frate, stăm vreo jumătate să ne certăm dacă luăm ceva, dacă nu. Îmi chem niște persoane din patru câți eram, am ajuns vreo 11 sau ceva de genul, nu mai știu. Cred că 11 era. Mă, frate, și-l pun pe o să-i zicem Gigel, că nu vreau să-i dau numele. Efectiv, nu vreau să-i dau numele. Gigel, să-l sune el că eu nu voiam să-l mint, pă, că cei mai mulți nu o să accepte petreceri când spui că vrei să închiriezi o casă să dai o petrecere. Cine o să fie nebun, chiar dacă dai foarte mulți bani pe o zi? Repun Gigel să sune. A, că venim să stăm, că suntem din Timișoara. Doi eram din că nu, că doi sunt din Timișoara și că doi sunt din București. Mamă, că l-am auzit cu Timișoara cu asta, vai, viața mea. Bine, bine, haide, am luat, am închiriat acolo să zică că, bă, luăm casă. E bine, perfect. Era aproape de noi, ne întâlnim cu toți într-un punct și mergem acolo. Nu o să zic zona, nu o să zic nimic. Am mers acolo, nu găseam, nu găseam blocul, bă, nu găseam blocul. Sună asta. că unde e, că uite, noi am ajuns aici și nu găsim. Am întrebat oameni pe stradă și îl vezi pe al meu nu știu că eu sunt Timișoara, n-am nicio idee cum e pe aici, puteți să mă ajutați să enervează o prietenă, dă mie să -mi vorbesc cu el. Asta e mai greu de cam, nu știu ce zice ea pe acolo, la care zice proprietarul. Da, am văzut, e cam așa mai prost, mamă, n am dat seama că deja e nasol. Mergem acolo, patru persoane, patru eram, am spus că o să fim. Ce crezi? Da, o să fim patru persoane, nu o să fie grăgie, nicio problemă, Pă dracu. Pă, dracu, nu o să fie gălăgie și asta. Bine, n-am, strâns patru persoane acolo și restul să vină mai încolo. Voi ce pleacă ăsta. Eu eram panicat tot. Nu mai puteam, eram, mai voiam să mor, efectiv. Trece timpul, ce trece, pleacă și ăsta. Nici nu vin toți bine, că deja plovesc, nu știu ce. Văd o masă în mijlocul, în mijlocul sufrageriei. Îl iau pal, prieten. Plus, o să-i zicem Ion, iau pe Ion. Bă, frate, hai să luăm masa asta că s-ar putea să o spargă de, de sticlă și nu e bine. Luăm masa, o mutăm în altă cameră să fie în siguranță. Perfect, am mutat și masa. Putem să-i chemăm și pe Îi chemăm pe toți. Ma, au venit toți. Dezastru, am spus că o să fie și așa a fost. Vin oamenii mei, toate bune și frumoase. Hai bă, care merge la magazin să luăm ce avem de cumpărat. Se duc ăștia, cumpără, vă dați seama că n-a fost doar suc acolo, nu? E o petrecere, să fim serioși. Vreau să vă zic, după ce au început ăștia să-și eu prost, că pe ăștia și iau prost de fel și au luat-o toți prost, să vezi, stăteam și eu pe canapea, frumos, știi, stai, stai pe canapea. Ce să stai, mă, pe canapea? Vine Gigi la mine, mă ia de picioare, mă dă jos de pe canapea. Ce? Mamă, ce să mai zici? Mă dă jos de pe canapea. Am zis că ok, ok, e ok. Ce crezi? După aia mă pun iar pe canapea. Vine Ion cu Gigel, mă iau amândoi, mă dau jos. Mamă, de nu m-am lovit și asta. După aia vine și prietenul lui Gigel. Ce crezi? Să mă tărească pe jos. Așa au luat o prost deja. M-au luat de picioare și m-au tărât în casă. M-am mervat. Ma. E și dragul că vă omor. Și asta a fost început. Au început după aia să pună muzică. Să nu știu ce. Să țipe. Bă, și să nu s-a făcut 10, s-a făcut 11. Mamă, nu mai puteam, era nu mai tipau astea, deranjau. Uh, au luat cuptorul cu microunde și l-au pus, deci au luat cuptorul cu microunde și l-au pus din bucătărie în sufragerie. Doamne, mamă, mă mor, efectiv, nu mai fac ăștia, m-am mutat, m-am mutat singur, deci efectiv, am fost genul de puși care s-a mutat în altă cameră și nu mai voia să distrez, la nimic, nu mai aveam chip de nimic, aveam numai nervi stăteam în camera și eram, am nu mai suport nu, nu, nu mai, vreau să vorbesc cu ei, nebun. Vine Gigel la mine, ce mă, că era pe jumătate mor Gigel al meu. Ce ai ce ai pățit, de la mine, de ce ești supărat, mă Zic eu, păi și ne simți cum ai că sunt, de ce sunt supărat? Nu vezi că ăștia bagă muzică la maxim, țipă, dracu, dacă vine proprietarul și ne vedea așa. Mă du la ei? mă întreabă Gigel. Zic, da, du-te, poate pe tine te ascultă. Bine, mă, văzul aici. Râdea, n o trebuie. efectiv cum mă comport eu acum, așa se comporta. Bine, mă, mă, mă la aici, de Se duce, uite, așa merge. Se duce, le închide box Ce aud? A, ești plictisitor, închizi și tu muzica, ești plictisitor ca Rodby. Revine în cameră la mine, Gigel, aud iar muzică. Și ce crezi că aud? Five Gang. Ma, nu mai puteam, nu mai puteam, vă, nebunisem, nu mai puteam se uită aici la mine. Eu am închis muzica, bă, da. Nu vezi că am deschis o mi-au spus că sunt plictisitor. Am spus, bă, ce e asta? Paolo. După aia am zis, hai, beau și eu un suc, o fanta, ceva. Mă duc, deschis frigiderul să au fanta. Energizantul a căzut în frigider. Curgea energizantul în frigider, ești nemul. Mama, am țipat la -i. Bă, veniți în coaie mea, potoliți-vă și ce asta în frigider? Nu știu ce. Au luat-o, curățat și s-au întors la nebunii. Fast forward câteva ore mai târziu, au început, s-au îmbătat, s-au făcut vars. Mă duc cu Gigi mea. meu, mă plin puțin să văd până fragerie ce se întâmplă. Vedem miște cereale. Și zic, uite bă, cereale. Mă, o direct în pula cu cereale, vom uit o fată. Nu uităm amândoi. Oh. E clar. Și de aici Începe iadul, frate. Dar știi ce înseamnă iadul? Iadul pe bune. Pentru că aici încep probleme. S-a îmbătat și asta. Și prietenul meu, e un băiat bun și el este bun să aibă grijă de ea. Mamă, și ce crezi, mă? Prietena lui Gigel și-a luat-o de, de tot. Ce crezi că face? Ia mare bidon de apă. Bă, mare bidon de apă. Să le ude pe astea, să se ude pe acolo cu ăștia, nu știu ce dracu' a făcut, dar mea m-au apucat spumele. Mamă, țipau, aruncau cu apă, urlau, țipau, bă, zici că era la dus, o, bă, nu mai suport, am efectiv meu să îmi spar capul acolo, să mă duc lângă un, un perete frumos, așa, bam, dă cu capul și asta e, scăpat, te-ai dus. Mamă, țipau asta, ce dracu' Liniște. Ușa. A doua oră. A treia oră. Nu răspundem. Era un vecin. Să deschidem că facem grăci. Mamă, n-am deschis. Că ce facem? Că nu știu ce. După aia ce crezi? Vine Efectiv, a venit proprietarul. Mamă. Bă, asta, bă, bulangilor, deschide ușa, nu știu ce, bă, acum nu mai nu mai este zici meche, nu deschide ușa, mă. M-am luat m-am, nu mai, știu, efectiv știți că aveți acum, mă încurc, m-am ma luat spume, nu mai știu ce să mai fac, eram panicat, nu știam ce să mai zic. Mă uit la Gigel, Gigel se uită la mine, ne uitam așa unul uita, la altul, mă uit el, bă, și zic el, da, da, bă. și zic eu, bă, ce zic, ce fac? Cât suntem? Deci ne am spus că suntem 4, eram 11 în casă. Ce zic? Ce facem, băi? Cât suntem? Mamă, și-l vezi pe ăsta că intră în casă, nu știu cum a intrat, avea altă cheie. Bă, zici că era taur, bă, roșu, la față, nervos. Intră. Vede cuptorul cu microunde. În sufragerii apă pe jos. ce e aici? Apă pe jos! Ce face cuptorul cu microunde la mine? Și ce crezi, mă? Ce crezi? Scoate mare telescopică. Băi, deci vă spun atât. Eu eram în casă cu niște puși de 17 ani, 16 ani, mă rog, pe acolo. Da? Să ne înțelegem. Scoate mare telescopică și nici măcar nu glumesc, nu e nimic inspirat din Batman. Și le ia, le ia, se la Gigel, să-i cu pumn, pa, nu, nu reușește, nu știu ce. Mamă, și dă gigi mare pumn. Îl, îl duce pe ăla un pic în spate, așa. Scapă la telescopica. Bă! unul nu s-a băgat. Eram eu cu gigel, efectiv. Eu, eu eram, eram încremenit de frică. Ce să mai fac? Eram încremenit. Bă, din toți, nimeni unul s-a ascuns în baie, dracu, ca să înțelegi cu cine am fost acolo. S-a ascuns în baie de frică, era mai pișat de frică. Eu am stat cu el față în față cu eu și a am stat față în față, față cu ăla. Restul nimic, bă, unul s-a ascuns în baie, cine știe, sau un cap geam, nu știu, dracu, a mine. Glumesc cu asta, dar mă rog. Și ce crezi, mă, în afară de asta? Toată apa aia mai era și aia, beată, în mijlocul casei, stă așa. Aulă, doamne, ce aici. Mă rog, reușește Gigel, să fugă, fugă, fuge repede din casă, a fugit din casă de nu? meu. Că și la bătaie, că a vrut să dea cu, cu telescopii, că ca în cap, ești nebun. Mamă, să-l vezi pe asta nervos, că nu știu ce. Hai să plec și eu. L-am văzut pe Gigel că a ieșit, am să plec și eu. Dar îi văd pe restul, că nu ies. Și m-am oprit. Mamă, frate, și-a închis ușa. Și, și nu mai voia să ne las să plecăm. Să-l vezi. Ion avea grijă de fata asta care era beată, ți-am spus. Și iese Ion al meu din, din baie, Mamă, și frate mare telescopic aici, pe burtă. Voi știți ce semna prietenul meu pe burtă? Fai de cap. Mamă. Să-l vezi pe nebun. Se duce, se uită în sufragerie. Ce caută microondele aici? Nu știu ce, că le-am pus aici ca să nu le lovească. După aia, o pune pe să-și ceargă apa de pe jos. Oia, cu vacă, o proastă, nu să dai cu mătru, nu să dai cu mopul, ești o proastă, vacă, proastă. Aaaa cu cine e bun, am intrat în casă. Și ce crezi, mă? Ce crezi? V-am spus că am mutat masa, da? Se duce al meu. Loud. Masa mea. Unde e masa mea? băga și... Ma... Și îmi zice eu, săracul. E în cameră. Ha, dar uite masa. Cum am ieșit de acolo, nici nu mai contează. Da. Na, Ideea că l-a, la, lovit pe Ion ăsta al meu, săracul. Și întreabă, dar de ce ai dat în -ă mine? E, păi, ai fost primul care te-am văzut și am venit să dau în cineva. Bă, a fost, a fost groaznic, groaznic, nu, nu vă imaginați, efectiv a fost extra ordinar de groaznic. La 3 dimineața eram pe stradă, efectiv, eram pe stradă, ne pierdusem toți unii de alții, îl căutam pe Gigel, că Gigel, săracul, era plecat, mă rog, a fost mult mai groaznic decât vi se pare și trebuie să învățați din treaba asta o chestie. Niciodată să nu mințiți că sunteți din Timișoara, sunteți din București și nu dați partiuri de genul ăsta. Nu merită. Cine știe de ce ne dai. Învățați, frate, din chestia asta că nu e bine. Să vă fie ca lecție și vouă, cum mi-a fost și mie, că n-a fost bine deloc nu mai vreau să repet așa ceva în viața mea. După ziua aia am spus că în viața mea nu mai fac chestii gen. Și nu mă mai implic cu ce zic prietenii mei, că nu e ok. Bine băieți, ăsta a fost story time noi la 3 dimineața eram păstrăzi. A... Dar... a fost nasul. A fost foarte nasul. Și m-am gândit foarte mult dacă să dau story time-ul ăsta pe, pe, YouTube, dar și amuzat pe ce cu fălie îl vezi în mijlocul cum zice, aulă, masa mea, unde mi-e masa, băgam și... Da, a fost nasol, prietenii mei sunt nebuni și asta e viața. Dar nu o să uit în viața mea faza cu gel, Când se uită la mine și el, mi mă uit la el, bă, păi, ce fac? ce -i zic? Cât suntem? Aia a fost, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu vă doresc experiențe de genul, mai ales ăștia care sunt de 7 și 8 și mai și mai nebuni. Baftă cu chestiile astea, aveți grijă unde vă duceți. Eu am fost Rodby. Dacă v-a plăcut și mai vreți story uri vă aștept cu un like. Pa, pa! ah, și să nu uit, s-ar să facă și Rofe un clip cu storytime uh, alături de mine. O să dau un community să vă uitați la el, că e despre un schemă. Ne mutăm -am de un schemă.